deci 4 împărțit la 110. Așa zicem, dar uite că împărțitorul nu știu eu cât ți l-am dat și restul. Noi trebuie să împărțitor. Și de împărțitor știm. 794 împărțit. Scrim relația. Hai să scrim relația deșteaptă. 794 împărțit la 110 plus 3. Noi zicem așa, de împărțitul, scrie relația, de împărțitul 794 este egal cu, ce spune acolo, tu spui, egal cu? Egal cu împărțitorul. Nu știm, i, împărțitorul i, că nu știm, oricâtul care este știut, 110 și plus restul 3. Iată, asta e relația deșteaptă. Necunoscuta este aici. Vezi? Scrii pur și simplu teorema și vezi unde e necunoscuta. I-ul, împărțitorul. 174. Cât o 794? Nu, cât ori. Aici este întrebarea. Deci ăsta e semnul de întrebare. Semnul întrebare. Cât ori? 110. Cât ori 110 dă 3. Plus 3. Plus 3. Dă 794. Poți să-mi scrii invers. Ca și cum aș spune I ori 110 I ori 110 plus 3 egal cu 794. Te rog, acum să încerci tu. 7? 7. Cum ai rezolvat? 7. Cum ai rezolvat așa asta? Că ai făcut ora de asta. Uite, chiar asta aici. Chiar asta aici am după aceea. Vreau să văd care poate fi mai aproape. Nu te gândești deodată, nu poți să știi deodată, ci important este să-ți recunoști că ești în situația asta de aici. Deci, ce o să faci acum? Uite cum ai făcut aici. Ai scăzut în 18, că ai avut o adunare. Tot o adunare este 62 termene. Și atunci ăsta de aici. 100. I ori 110 este egal cu 794 minus 3. 794 minus 3. Da? Hai să scrii și tu. Scrii și tu. Vezi? Practic ne-a dus în problema asta pe care tu știi să o faci. Da? I ori 110 egal 794 minus 3. I ori 100 egal cu I ori 110 791. Și eu de I ăsta ar fi egal? Ar fi egal cu cum am făcut înainte? Înainte am făcut 63 împărțit la 9. Da. Adică 700... 93 împărțit la 110. 791. Deci I e egal cu 791 împărțit la 110. Se pare că nu prea am fost deștept, nu prea am aranjat eu cum trebuie treaba, dar aici am să mai modific un pic. Eu am văzut acolo... Tu mi-ai spune 770. Așa. Ai 117. Deci singura, în loc de 0, pune 7. Da? În loc de 0, 7. Peste tot. Să vedem acum cum iese. Ca tehnologie de lucru, este perfect. Așa, cum am gândit mai înainte. Deci, I acela o face 791 împărțit la 117. Acum suntem în cea mai grea problemă, să vedem cum împărțim noi
Abia am învățat să împărțim împărțirea cu o singură cifră. Am învățat să facem cu două, dar cu trei cifre va fi dur. Dar nu ne speriem. Și zicem, 791 împărțit la, cât am spus, la 117. La 117. Se poate împărți la 7. Dar el e mai mare, se poate împărți, nu? Da. Se poate împărți. Câte trebuie să luăm? Și acum, ca unul, câte cifre trebuie să luăm? Fiindcă este compus din trei cifre. Trei. Tot trei cifre. Pe toate trei le luăm. Și zicem așa, ca prima în primul. Ca unul în șapte. 6. 1 în 7? Merge de 7 ore. Da. Dar s-ar putea să fie mai prea mare, să zicem. Vom vedea noi. Cum? Dar încercăm. Dacă nu, ne ducem de 6 ore. Da, mă da prea mare. Ia să vedem. 7 ore, am zis. 7 ore. 7 ori 7. 7 ori 7, 49. 9. 9. Da. 9. 7 ori 9. 7 ori 1, 7. 7. Și cu 4 ăla? 1. 1 și mai rețin. Da. 7 ori 1, 7 și cu 1, 8. 8. Foarș! O sărit. Da, ai avut dreptate. 6. Eu m-am dus cum mi s-a părut mie așa. Dar tu ai avut dreptate pentru că ai simțit aici. Păi prea un 7 de ăsta va adăuga și el. Vinem cu mult. Am făcut 7 ori 7 și v-a dat 49. Și de acolo și cu 700. Da. Deci de 6 ori merge, da? Hai, 6 ori 7. Luăm din nou, ia din nou, 7 ori 91. 7 ori 6, 42, 24 da, reținem. Da. 6 ori 1, 7. 6 ori 1, 6 și cu 4, 0. Și nu da, reținem. Da. 6 ori 1, 6. Da. 6 plus 4. 6 ori 1, 6, corect. 6 ori 2. Încă o dată, 6 ori 7, 42, 2 și 4. 6 ori 1, 6 și 4, 10. 6 ori 1, 6 și 1, 7. 7. Da? 7 și 2. Așa. Și să facem scăderea. Aștepta să și cât face? 1 minus 2 nu se poate, ne împrumutăm. Da. 9, 8, 10 minus 2, 8. Și cu 1? 8 și cu 1, 9. Nu, păi, stai o secundă. 10 minus 2, ai zis 8 și cu 1, 9. 9. Perfect. Aici. Aici, 8 minus 0, 8. 8. Și nimic. E bun restul ăsta 89 față de împărțitor? Da. E bun. Mai mic. Da. Deci și împărțirea asta am putut-o face. Dar să recunoaștem că problema pe care am vrut-o eu să o fac... 110 e greșită. E greșită pentru că de împărțitul trebuia să-mi dea mie, împărțitorul acela trebuia să-mi dea un număr exact. Că nu se poate să dea aici cu rest. Concluzia. Când vrem să facem astfel de probleme, intră în discuție câte necunoscute aici? Una, două, trei, patru. Patru necunoscute. Trei din ele trebuie să le dăm și pe a patra să o aflăm. Asta e tehnica. Deci teorema împărțirii cu restii deșteaptă. Ea stă la baza multor probleme, foarte multe probleme, dar trebuie să dai trei din ele și să o dai, găsești pe a patra. Tu poți proceda așa. Iei trei din ele, da? Cu I-ul și cu C-ul, le înmulțești. Plus restul. Și mai ești atent că restul pe care trebuie să-l adaugi trebuie să fie mai mic decât împărțitorul. Și mai pui un număr și spui să se afle numărul acela, da? Da. Dar vezi când ai împărțitorul și C-ul, restul trebuie să-l dai mai mic decât împărțitorul totdeauna. Ca să-ți dea treaba. Și de acum, cu cele trei probleme poți să faci. Faci invers. De împărțitul îl dai
dai câtul și, și restul și să afli împărțitorul. Deci, din relația aceea, cu alte cuvinte, David, tu David, de Mario, am să iau un exemplu mai ușurel și tu acasă să faci pe baza acestei probleme cu numerele respective să formulezi multe probleme. Și întrebarea ar fi câte probleme poți face cu cele patru. Din nou ne întrebăm, din cele patru, că relația are patru necunoscute, nu? Dăm trei din ele și aflăm pe a patra. Câte astfel de probleme poți face? Uite, dragule, este așa adevărat că șapte împărțit la trei egal cu de două ori câtui doi, câtui doi și restul este unu? Ce spui tu? Pe șapte când ne-am împărțit la trei. Pentru că relația este așa, șapte egal cu trei ori doi plus unu. Scrie relația, da? 7 egal cu 3 ori 2 plus 1. Egal cu 3 ori 2 plus 1. Așa, pe asta e. Da. Deci aici trebuie să procedăm, da. Că ne-am urcat prea sus, prea sus, da. Și atunci îl perde. Cealaltă cu 2 ați comerț. Sigur, sigur că da. Acum, Mario, ăsta e de împărțitul, ăsta e împărțitul, ăsta e... Între ăștia două poate să fie jucat rolul de împărțitor și cât oricare. Adică și trei poate fi împărțitorul și doi poate fi împărțitorul. Deci întrebarea este și împărțitorul poate să fie fie trei, fie doi? Da. Din ce motiv? Împărțitorul. Poate. Fiindcă restul este cât? 1. Ca e mai mic atât de față de 3 cât și de 2. Deci împărțitorul poate să fie jucat atât de 3 cât și de 2. Deci, într-o astfel de problemă, tu poți să spui așa. Se dau 7, da? De împărțit pe egal 7, restul egal cu 1, câtul egal cu 2 și întreb, cine este împărțitorul? Împărțitorul. Vezi? Scrii relația corectă și știi că ăsta e de împărțit. Împărțitorul, câtul și restul. Și dacă câtul ai dat 2, împărțitorul cine este? Și el trebuie să-l afle pe 3. Rezolvitorul îl află pe 3. O altă problemă care mai poți face de aici. Te rog să mai formulezi o altă problemă. Deci prima problemă care am făcut-o asta astăzi. Prima problemă. Altă problemă, te rog. Altă problemă. Ce se dă? Trei din ele se dă. Ce se dă? Câte doi e necunoscut și trei e cunoscut. Adică doi e necunoscută, da? Da. Adică câtul e necunoscut? Da. Adică ce spui? De împărțitul este... Împărțitul este 7. Așa. Restul... egal cu 1. Restul egal cu 1. Câtul iu. Iu, împărțitorul, este? Este 3. 3. Și cât este câtul? Câtul. 2. Deci vezi? Ai făcut din relația asta, foarte importantă, ai făcut două probleme. Mai poți face o altă problemă? Problema 3. Da. Care ar fi asta? Ar fi de împărțit egal 7, iu da. Egal 3 și q egal 2. Care este restul? De împărțit egal 7. Da. Iu. Iu este 3. Da. Ce u? Câtul egal cu egal 2. Cu 2 și care este restul? Care este restul? Sigur că da. Și ultima problemă pe care o poți face. De împărțit este 7, iu este 2 și câtul este 3. Iu-i 2 și câtul este 3 și cât este restul. Da. Da, le-ai schimbat cât de data asta ți-a permis. Câtul și cu restul le-ai schimbat între ele. Bun. O faci și pe asta. Deci de împărțitul egal cu 7, împărțitorul egal cu 3
împărțitor egal cu 2, poate spune, da? 2. Câtul egal cu 3 și cât este restul egal cu 5. Și în sfârșit, ultima problemă care o poți face? Iu este 2, da. Câtul este 3 și restul este 1. Care este de împărțit? Corect! Deci, problema cât ar fi aici? Are 5-a. 5-a. Și ai spus câtul egal cu 2, restul egal cu 1, împărțitorul egal cu 3. Cu 3. Și cât este de împărțit? Este ultima? Cel mai este 3. Da, de data asta îți permiți. Că trebuie îndeplinită condiția restul mai bine decât împărțitorul, da? Deci o altă problemă, problema 6. Câtul este 3, restul tot 1, împărțitorul 2 și cât este de împărțitul egal cu 5. Ei, așa îmi faci, luându-ți tu o relație de așa asta, teorema împărțirii cu restul. Și plecând de la problema pe care o ai, formulează toate celelalte probleme. Și le și rezolvi. Păi da! Adică de parte ți-ar fi pus ceva problema și tu trebuie să o rezolvi. Dar a fost acum și rezolvitorul. Ești propunător și rezolvitor în același timp. Deci fiecare problemă formulată și rezolvată. Tehnica finală. Bun. Ce? Acum intrăm pe mâna lui, oprim fișierul. Ce să spunem, mă, prietenilor noștri? La revedere, să nu uitați de like și să vă abonați la Prof Online. La revedere! La revedere, dragilor!